Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Vorbim în această seară despre sport ca un mod de viață cu Iulian Halcă, fost handbalist și actual antrenor de fitness. Iulian, mulțumesc că ai acceptat pentru prima dată invitația noastră. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor emisiunii. Cum spuneam, practic la tine, ca și la alții, sportul este un mod de viață. Cum ai ajuns la sport? Care au fost primii tăi pași în sport? Primii pași am făcut ca absolut orice elev în școală. Am învățat diferite sporturi, ne-au dus din fotbal în handbal, în basket. Am cochetat mult, mi-a plăcut handbalul și mi-a recomandat directoarea sportivă. Eu am făcut școala la Năvodari. Mi-a recomandat să vin la CSS1 Constanța, sub îndrumarea unui antrenor, să văd dacă îmi place, dacă mă integrez în colectivul respectiv. Și de acolo a pornit totul, să zic așa. Am început să îndrăgesc sportul, mișcarea, tot ce ține și nu pot trăi o zi fără să fac mișcare. Ce ai simțit prima dată când ai intrat în sală, în sala de handbal, acum vorbim, când erai mic și ajungem și la actuala ta meserie? Mi s-a părut enorm de mare prima sala sporturilor, eu fiind mic de înălțime pe vremea aceea, 14-13 ani, nu mai țin minte exact când a fost, foarte mare, obișnuit într-o sală de sport mică, de școală generală, deodată reflectoare. Am înghețat un pic. Mi-a plăcut, în schimb, colectivul, să mă joc cu mingea. A fost ceva aparte, un sentiment pe care nu știu dacă pot să-l mai trăiesc vreodată. Care sunt cele mai frumoase amintiri ale tale din perioada handbalistică? Ține mai mult de performanță, să zic așa, dar la fel, când am devenit campion la junior 2, în 2010, dacă nu mă înșel, la Brăila, a fost ceva aparte, să ai o așa mare satisfacție, să fii campion. După aceea, pe plan profesionist, deja când am ajuns la profesioniști, am luat un loc cu 3 la Timișoara, medalie de bronz muncită, cu greutăți, fără bani, mai cu probleme, fără probleme, a fost ceva unic și acolo. În principal asta le simt și, bineînțeles, selecțiile la echipa națională de junior, vorbesc junior, tineret, și era tot așa ceva aparte. Din păcate, cariera ta handbalistică s-a curmat devreme. Aveai câți ani? 25, cred. Nici nu mai știu acum, sincer să spun. Da, pe fondul accidentărilor la picioare, genunchi în principal, intervențiile chirurgicale, în timp au început să se degenereze, aveam nevoie de diferite infiltrații, dureri, și am preferat să-mi pun ghetele în cui, să o iau de la zero, practic. Ce ai simțit în momentul în care medicul ți-a dat verdictul că mi-a mai dat voie să mai joc, că mai erau speranțe, dar deja mă sâcâia pe mine că nu puteam să dau 100% și am preferat, ok, mă dau la o parte, cred că e mai bine pentru toată lumea decât să stau pe bară, ceilalți să muncească, și am preferat să încerc să o iau altfel. Și ai ales un alt drum. Un alt drum foarte, foarte frumos, să devin antrenor personal, zic eu, e ceva diferit, dar în aceeași zonă. Aici am parte la fel, vorbesc cu multă lume, interacționez cu o grămadă de persoane, exact ca într-un colectiv de sport. Am aceleași satisfacții când văd că cineva progresează, că, nu știu, e totul în regulă, că așa am simțit eu. Ai reușit o reconversie profesională, lucru care foarte puțin sportivi, din păcate, din România îl reușesc. Cred că abia de un an sau doi începem și noi să vorbim de reconversia profesională, pentru că nu mulți se gândesc că, nu știu, la 25, 26, 27 de ani, uite, li se poate încheia cariera, da. Și dacă nu reușești să te adaptezi cum ai reușit tu, e cam complicat. Este foarte complicat, e un subiect un pic dur, dar trebuie cumva să ne și reintegrăm în societate după
un sport de performanță în care am avut probabil totul, trebuie de undeva să o luăm de la zero. Dacă nu avem un pic ceva în spate, ceva de care să ne legăm, e foarte dificil. Au fost niște luni destul de grele pentru mine, pentru finanțele mele, să spun așa, să treci de la ce aveai, să ajungi la un salariu poate de bază, dar ușor, ușor, cu răbdare, am reușit să mă reintegrez în societate, în principal. Chiar dacă ai rămas în familia sportului, să spunem așa, fitness-ul e total diferit față de, să zicem, antrenamentele fizice de la handball. Categoric, categoric este altceva. Aici este vorba despre o armonie a trupului, despre sănătate în principal. Poate unul își dorește mai mult, poate unul vrea să arate un pic mai bine, dar majoritatea vin să se miște și asta e un lucru foarte pozitiv, mai ales vremurile pe la care trăim acum. Cum a fost integrarea în această lume nouă? Care au fost pașii pe care i-ai făcut? Păi, primii pași au fost încă de pe timpul în care făceam handball. Am fost la niște cursuri de acreditare cu gândul că cine știe, poate vine într-o zi când o să trebuiască să mă las. Și de acolo am început să mai progresez, să mai merg la diferite cursuri. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, am zis stop, ok, trebuie să o iau de la capăt. Am ajuns să lucrez la o sală din Constanța. Treptat au început să apară clienții, a fost ceva un pic natural, să zic. Am avut o urcare treptată, n-am avut ceva brusc, totul a părut un pic natural. Pentru că te-ai și pregătit, pentru că 90% dintre sportivi, în momentul în care sunt în plină carieră, poate aleg meseria de antrenor. O încep de jos cu categoriile cele mai mici. Mie mi s-a părut foarte solicitantă meseria asta de antrenor, psihic, fizic. Vedeam un pic antrenorii mei cum erau, probleme, probabil nedormiți, probleme cu conducerea, azi ești la o echipă, te dă afară, pleci, vii. Mi s-a părut destul de hard, să zic așa, și am preferat să o iau pe latura asta de antrenor personal, poate preparator fizic, și să fac ceea ce ține de mine, nu ce ține de tactică și de individ în sine. Da, practic și acum tot antrenor ești. Tot antrenor sunt, într-adevăr, n-am știut în ce mă bag, să spun așa, am parte de tot felul de caractere, tot felul de oameni, de la adolescenți, la femei cu copii, la oameni un pic mai în vârstă, oameni care muncesc foarte mult, oameni care vin de dimineață, unii vin seara, probleme și probleme. E ceva... Hai să spunem că ai norocul că nu iei pe toți odată. Nu i-am, da, într-adevăr. N-ai un lot, odată, așa să zicem. Dar da, problemele este... rămân, poate-ți mai mici, nefiind un grup, da. Dar ele există. Există, există. Trebuie să comunici cu ei, trebuie să... Sunt oameni care trebuie să tragi de ei, sunt oameni care vin ei încărcați și vor să facă, ăia sunt un pic mai rari așa, dar majoritatea vin obosiți, stresați, caută un pic și să iasă din rutina lor zilnică de muncă, de la început vin mâhniți, trece ora, să zic, de antrenament, pleacă fericit, zic, bă, ai avut dreptate, e foarte bine să fac mișcare. Și mi se pare o mare bucurie pentru mine când îi văd că pleacă zâmbind. Dar de ce vin mâhniți? Pentru că vin obosiți, stresați. Cum e? Adică... Nu, vin stresați după muncă, după diverse lor probleme. Eu știu, copii, traficul, banii, finanțele, eu știu. Ajung un pic, vin un pic ca la pământ. Și tu trebuie să-i ridici ușor, 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 ușor. Iar după e ceva extraordinar când îi vezi că pleacă zâmbind. Iar cei care, de care nu trebuie să tragi, să zicem așa, sunt între ghilimele profesioniștii. Profesioniști, între ghilimele. Da, da, da. E o plăcere să lucrezi și cu ei. Sau tinerii atleți, sau, eu știu, poate profesioniști. Am avut parte și de niște profesioniști, niște fotbaliști, care știu ceea ce vor să facă. Este foarte plăcut să lucrez cu un atlet, în primul rând. Pentru că se mișcă corect, nu ai de corectat multe la el... Este vivaci, nu știe ceea ce își dorește. În schimb, un om trebuie să implementeze ușor, ușor. Să gândească pozitiv, să scoată din alimentație ceva, să-l corectezi, să-i spui că nu așa, că trebuie să tragi de tine și multe, multe alte componente.
Asta vreau să spun, bănesc că ai un plan pentru fiecare. Pentru fiecare. Practic, în parte, da. E mai greu decât să fii antrenorul unei echipe de handbal, acolo faci un plan pentru o echipă. Vedeți că nu e chiar așa și acolo. Și acolo trebuie să iei pe posturi, pe categorie, pe vârstă. Da, trebuie să integrezi pe toți într-un sistem. Da, da, așa este. Aici? Aici măcar văd individual de fiecare. Câți clienți, să spunem așa, ai? Clienții vin și pleacă, de obicei, cam așa se întâmplă. Azi vin, mâine nu vin, acum, în momentul ăsta, cred că am undeva la 20 și ceva de clienți activi. Unii mai pleacă într-un concediu, alții mai vin, alții mai au o problemă, se întorc, se reîntorc, dar aceia care se țin, să zic, de treabă, sunt cam 20. Am trecut cu toții printr-o pandemie care a afectat sportul într-un mod extrem de dur. Cum a fost pentru tine, pentru voi? Destul de dificil, dar am avut multe de învățat în perioada asta, că toți trăiam într-o bulă că sportul se face numai în sală și numai cu aparatură și tot ce ține de sălile de fitness. Și am învățat să ne adaptăm, să lucrăm poate afară în parcuri, poate pe plajă, poate să mergem cu bicicleta, poate să urcăm niște scări mai mult, să coborâm, să ne plimbăm mult prin parcuri. A fost o învățătură. A existat o scădere a clienților, a practicanților? Din contră. Foarte multe solicitări pentru antrenamentele afară. Pentru că restaurantele erau închise, barurile închise, nu prea aveai activitate, nu puteai să te duci la o cafea, nu puteai, și căutai atunci să nu stai în casă, să mergi să faci ceva. Și lumea venea să facă mișcare, că era pe plajă, că era în parc, pe unde am putut să-mi desfășor și eu activitatea. Și te-ai gândit să introduci, să zicem așa, elemente noi în program, dacă, uite, lumea da, cere? Da, am încercat să mai ies așa din rutină. Mă gândesc pentru perioada următoare să mergem într-un workshop, eu știu, într-un bootcamp, pardon, îmi cer scuze, pe la munte, să mergem 2-3 zile, să vedem dacă sunt solicitări, diverse, poate, activități, să mergem cu bicicletele, să facem o alergare pe plajă, sâmbătă, în weekend, eu știu, când e lumea mai liberă. Am un plan, dar acum aștept să văd cum răspunde lumea în general. Asta vreau să te întreb, cum răspunde lumea? Pentru că în România, da, avem o cutumă, să-i spunem așa, domnule, copiii nu vin la sport, adulții nu mai vor să facă sport, cei de vârsta a treia nu mai spunem, practic ne încărcăm negativ că noi nu mai iubim sportul. Pentru că avea o cultură sportivă și a iubi sportul, a face mișcare, sunt două lucruri total diferite. Eu cred unul. Cea mai mare problemă pleacă în ziua de azi din ceea ce îmi povestesc mie. Clienții, adolescenții, din școli. Nu se mai face ora de sport cum se făcea poate pe vremuri, în ghilimele. Cum ai prins-o tu, de cum exemplu? Cum am prins-o eu, da. Vrei, nu vrei, faci sport. Că erai transpirat, că plecai netranspirat, că acum nu facă, are meningită, nu facă, e răcit, n-are voie afară, că afară sunt 16 grade. Noi la 16 grade făceam baie în mare. Eu cred că acolo e cea mai mare problemă. Că nu se face și nu știu cât este alocat, câte ore pe săptămână. Ai rămâșeți vreo două sau sunt trei? Sunt două. Păi ce să fac cu două ore? Eu la fel vorbesc și cu clienții. Ce să fac eu de două ori când vin de două ori pe săptămână? Nu pot să fac minuni. Ca și exemplu, eu mă antrenez undeva la șase ori pe săptămână, undeva la o oră jumate. Bine, nu, exemplul meu îl lăsăm deoparte. Dar pentru, nu știu, un client de 30 de ani, să zicem așa, luăm o medie, cam câte ore pe săptămână ai recomanda? Bine, bănuiesc că și în funcție de ce își dorește el. Dar zicem, un client mediu, așa. Eu recomand undeva la 3 ședințe pe săptămână, plus activități fizice. Nu de 2 ore, o oră și un sfert, să zic, maxim.
Adică undeva la 4 ore pe săptămână. Da, o 4 ore plus îi recomand de fiecare dată să facă o ședință, măcar o ședință de activități fizice. Că omul poate își dorește să se plimbe, să se plimbe. Că vrea să vină la sală să mai alerge pe bandă, să alerge pe bandă. Dar măcar o dată aș recomanda să faci o activitate fizică. Nu știu, poate să-l ajuți pe vecinul să care sacoșile sus. Marea majoritate a clienților tăi, a practicanților, îți ascultă sfaturile sau mai încearcă să te păcălească, să nu spun fraierească? Nu, că majoritatea trăiesc într-un mediu foarte stresant. Îi și înțeleg oarecum. V-am spus, sunt foarte puțini care știu ceea ce își doresc. Majoritatea vin să se deconecteze de lumea asta cotidiana noastră, de copii, de muncă, de vecinul de lângă, de gândurile necurate, eu știu, și vin, fac mișcare, poate socializează un pic, mai zic un gând, pleacă fericiți. Dar asta este ceea ce, de exemplu, în Anglia se numește Sunday Evening. N-am auzit de... Există campionate din toate sporturile, dar normal cel mai dezvoltat este fotbalul. Am auzit, da, de fotbal, că... În care nu-ți vine să crezi câte echipe sunt înscrise. Noi nu cred că avem, federația noastră nu cred că are atâtea echipe. Erau la un moment dat vreo 3.000. Se joacă pe regiuni, exact ce spui tu. Da. Îți dai seama că unii au 40, unii au 50 de ani, nu mai poți să vorbești de performanță la vârsta aia. Am înțeles. E pur și simplu ceea ce spui tu. Plăcerea, faptul că sportul, și lucrul ăsta e demonstrat științific, te ajută să te simți mai bine. Mai bine. Îți curăță corpul, practic de negativism, ca să intrăm așa, să zicem, un pic și în filozofie. Exact. Când vom învăța și noi această lecție, care nu este foarte grea? Sau este? Este și nu este. Totul, eu sunt convins că pleacă de la psihic. Dacă reușești astăzi, tu ca și persoană, ca individ, să scoți o rutină negativă din viața ta și să adaugi una pozitivă, eu zic că e un pas înainte. Astăzi nu mai vreau să beau sucul acela. Mâine poate vreau să renunț la cartoful ăla prăjit. Poi mâine ia să merg eu un pic să mă plimb 10 minute în parc. Și adăugând zi de zi și scoțând chestiile negative, eu zic că putem să o luăm în sus. Aici nu vorbesc despre sală, vorbesc pur și simplu doar de mișcare. Fiecare de sport să facă absolut ce își dorește. Că până la urmă chiar sportul este sănătate. Nu vorbesc de cel de performanță, unde acolo implică, unde e vorba de bani, nu mai e sănătate, așa zic. Fitness a luat un avânt incredibil în România în ultimii, cred că 10 ani, dacă nu mă înșel. Par că apar săli după săli. Deci am avea unde să mergem. Scuza ca la sportul de performanță, zicem că, domnule, nu există infrastructură, cel puțin pe aici segmentul cade. Ăsta cade. Cade total. Complet, da. Adică aici n-am prea avea scuze. Într-adevăr, copiii, dacă vor să facă fotbal, nu prea unde așa. Dacă vor să facă handbal, la fel. Unde îi duci? La hidrotehnica, dacă îi duci, se sperie săracii. Da, e desperiat. Dar aici, dacă vorbim strict de fitness, eu nu prea o văd ca o scuză, pentru că, nu știu, dacă mergem de aici, de unde suntem, până la ieșire din Constanța, eu zic că găsim 10 săli. Lejer, lejer găsim. Și atunci? Poate ar trebui să-i atragem și noi mai mult pe oameni, să nu mai găsească scuzele astea. Avem acum o sală deschisă, unde și activez eu, foarte mare, pot să zic, cea mai mare din Constanța, ca și metri pătrați. Ea se află unde? Pe Bulevardul Aurel Vlaicu, în parcarea de la Blexi. La etajul 2 este un detail, logo Ogan Gym se numește. Oricât de aglomerat, între ghilimele, ar fi sala, tot timpul ai senzația că ai spațiu. E pentru prima oară când văd asta într-o sală de fitness. Poate asta ar fi una dintre scuzele oamenilor. Domne, nu mă duc că mă vede Cutărescu sau nu mă simt ok în prezența omului lângă mine sau aici pică. La fel și scuza asta.
Bun, și dacă cineva vrea să vină la voi la sală, bănuiesc că există o pagină de Facebook sau da, există o... Da, puteți găsi pe toate rețelele de socializare, de la Facebook, Instagram. Nu prea postăm în perioada asta, încă ne obișnim cu... E o sală nouă deschisă, o să se lucreze și pe partea asta. Programul este mai mult decât necesar, de la 5 dimineața până la 24. Este deschisă sala zilnic. Și în weekend? Poți să vii absolut oricând, și în weekend, inclusiv în weekend. Da. În weekend, dacă nu greșesc, e undeva până la ora 20 și începe de la 6 dimineața. Deci... Da, practic mi-ai răspuns la următoarea întrebare, pentru că în ultimii ani am văzut foarte multe săli de fitness care se adaptează la programul clientului, cerințele, da? Clientului. Sau la cerințele, da, clientului. Dacă începe jobul, să zicem, la 8, normal că nu poate să se antreneze la ora 9. Da. Și trebuie să antreneze undeva la 6 jumate până la 7 jumate, face exact un duș la sală, se urcă în mașină sau în orice alt mijloc de transport și ajunge la muncă. Văd că și voi ați făcut la fel. Dar cum se adaptează organismul la ora aia? Extraordinar, vă pot spune. Eu nu aș milita tot timpul pentru antrenamentul înaintea activității de zi cu zi. Pentru că după antrenament îți dă o energie foarte plăcută, ajungi la muncă, ai alt vibe, într-adevăr, primele, să zic, vreo două săptămâni ești un pic moleșit pe la prânz până se adaptează. Exact asta se întâmplă, adaptarea organismului la efort, la ziua poate mai lungă, noaptea dormi mai bine, începi să ai unele progrese de la muncă, la antrenament inclusiv, iar ușor, ușor stilul de viață se îmbunătățește. Aveți mai mulți clienți de o anumită vârstă, nu știu, 35, 45, 18, 35? Sincer, sau... prin ce mă uit prin sală, nu se ține cont. Și adolescenți am văzut poate și oameni mai în vârstă, chiar pensionari, care vin și fac mișcare. Și fiecare cu motivația lui, să zic așa. Cu motivația lui, exact. Eu am spus de fiecare dată, mă bucur din tot sufletul că văd că lumea se mișcă. Mișcarea e foarte importantă. Restul, că dacă vine și că nu face ce trebuie, că nu face ce trebuie, important e să te miști. E deja un plus că te miști. Dar că nu face ce trebuie, nu este neapărat un impediment pentru nu că... Nu e un impediment pentru că sunt învăța. Oameni specializați acolo, poate învăța, poate să primească niște sfaturi că... Nu costă nimic ca să încerci să îndrumi un om care își dorește să facă ceva. Și, practic, vorba ta, cred că ne întoarcem din nou la școală, unde trebuie să învățăm din nou iubirea pentru mișcare. Pentru mișcare. Și aici cred că ne cam blocăm, că nu prea ține de noi. Da, corect. Și atunci, ce facem? Cum vezi acest sport? Că, până la urmă, fitness-ul este un sport, orice ar spune... Unii, alții, da, că da. Își fac 3 poze numai pentru Facebook, asta nu înseamnă că nu e un sport. Tot trebuie să ajungă la sală și tot trebuie să se schimbe, corect. Probabil tot trebuie să dar se încălzească un pic. Nu îl scoate de pe podium, să zic așa. Cum vezi dezvoltarea fitness-ului în România? Eu cred că o să fie într-o continuă dezvoltare fitness-ul pentru... Mai ales implicarea mass mediei și rețelelor de socializare. Vezi, oriunde dai, vezi o poză, un om care face un exercițiu, un om face ceva. Eu cred că în continuare va fi un trend. Dacă nu apare ceva, nu știu, suprarealist, dar mișcarea în sine nu are nimic greșită la bază, deci eu cred că o să fie într-o continuă dezvoltare. Iar voi, ca și sală, ce planuri aveți? Acum, dacă v-ați deschis, cum spuneai, cea mai mare sală din planurile Constanța? Planurile sunt mărețe. Avem aparatură de top. Urmează să mai ajungă alta aparatură, tot așa, să mai completăm, în fine, comenzi. Avem inclus în abonament o sală de salină, unde omul poate să se relaxeze după antrenament, să stea un pic. Avem și saună inclusă în abonament. Pe lângă astea, niște servicii extra. După avem masaj, solar, criosaună, ceea ce nu cred că am văzut într-o sală din Constanța, criosaună. Am văzut doar la clinicile de recuperare sportivă. Sau... Asta vreau să spun și eu. Da. Poți să te recuperezi.
Deci, practic, vă adresați și segmentului... De refacere, post, exact. Post-antrenament. Sigur. Este foarte importantă refacerea musculară. Da, pare o sală cu de toate. Cu de toate. Cum, până acum, din ce știu eu și îmi cer scuze dacă greșesc, n-am avut în Constanța. Într-adevăr, sunt, mai sunt unele tot așa mari, dar nu au atâtea servicii incluse poate, în același... Da, da, da. Asta vreau să zic și eu. Adică structură. Poate fiecare sală are câte un serviciu, dar voi ați reușit, ca la handball, să zicem așa, să integrați sistemul. Bun, dacă mâine ar veni, hai să iau întrebarea asta pe categorii de vârstă, așa, un copil la tine și ar zice, te-ar ruga să-i dai primele sfaturi. Primele sfaturi? Depinde acum copilul ce vârstă are. Pentru că hai să zicem 14 ani, că 14 nu ani, cred că okay. Vine la 8 ani la fitness. Asta nici eu nu recomand, între, eu știu, 8, vă numesc că nu de la 6 ani ar vine fi cineva. Exact. Între 8 și 12 ani nu aș recomanda corect. Ca un copil să facă sală, să se apuce de greutăți, în schimb l-aș îndruma să meargă către un sport, corect. Spre atletism. Părerea mea, unde înveți să alergi, înveți să sari peste un gard. Înveți să cazi. Să cazi, exact. Să vezi cum este cu efortul. După aia poate să treci prin alte sporturi. Abia după vârsta de 12-13 ani ai putea să ajungi și în sala de fitness. Primele sfaturi ar fi să aibă grijă cu greutățile, să încerce să-și dezvolte alte calități, nu cele musculare, să zic, și anume să poată să sară pe o cutie, să lucreze corect cu greutatea corpului respectivului, să aibă grijă la alimentație, pentru că este foarte importantă, și să continue mișcarea, să facă ce îi place. Și acum, mergând în cealaltă extremă, dacă ar veni un domn de peste 60 de ani, care așa. Este aproape logic de ce vine? În principal, pentru cei trecuți de 50 de ani, sala ar trebui să însemne starea de bine, pur și simplu, atâta. El nu mai are în ce să performeze, nu mai are cum să ajungă la vreun concurs, decât dacă, eu știu, este foarte setat. Am văzut și cazuri, într-adevăr, dar noi vorbim de majoritate acum. Corect. Ar trebui să vină să facă un pic de bandă, un pic să meargă, să încerce să-și încălzească articulațiile, să aibă grijă de ele, pentru că o să urmeze o perioadă mai dificilă pentru dânsul dânsa. Și acum, în ultimul minut, vreau să revenim la viața ta handbalistică. Am picat în Cupa României cu Steaua, șanse mari, șanse mici, șanse egale? După părerea mea, avem prima șansă. Sper din tot sufletul să ajungă în finală. Și să vedem, poate se întâmplă vreo surpriză dincolo, în cealaltă semifinală. Să nu întâlnim Dinamo. Da, să nu întâlnim. Ar fi de preferat să nu întâlnim, dar băieții sunt pregătiți. O finală e o finală oricând. Nu contează că ai buget atâta, că ai jucătorii atâta, o finală se trăiește altfel. Și o ultimă întrebare. Tu ai prins HCM-ul pe final. Când mai putem vedea și noi, când ne mai putem bucura și noi de un nou titlu aici la Constanța? Grea întrebare, nu știu în ce stadiu sunt, ce planuri mărețe, nemărețe au cei de la HCD, dar văzând așa constant, există un progres de la an la an și, nu știu, probabil cu polivalenta nouă când va apărea, eu zic că atunci o să avem parte și de un titlu și cine știe, mult mai mult. Iulian, îți mulțumesc frumos și te mai aștept aici în arena locală. Doamne și domnule, aveți grijă, un weekend minunat, numai bine!